În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, ne aflăm astăzi într-o zi de praznic și într-o zi de mângâiere, pentru că în acest post care duhovnicește este greu, este apăsător al Sfintelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, întotdeauna în acest post avem un mare praznic. Praznicul de astăzi, praznicul Bunei Vestiri a Maicii Domnului. Praznicul de astăzi este povestit în Dumnezeiasca Evanghelie după Luca. Și de aceea se și citește această Evanghelie la Sfânta Liturghie și urmarea lucrurilor pe care le-am auzit acum la Sfânta Liturghie, faptul că Fecioara Maria s-a întâlnit cu Elisabeta, Elisabeta a mărit-o pe Fecioara Maria și Fecioara Maria l-a mărit pe Dumnezeu pentru minunea care s-a întâmplat cu ele, este o pericopă care s-a citit de dimineață la utrenie. Sfinții evangheliști n-au reținut toate detaliile, toate amănuntele referitoare la Maica Domnului, la nașterea ei, la viața ei, ci au consemnat ceea ce era de folos pentru ca noi să înțelegem taina aceasta a lucrării lui Dumnezeu în lume. Sfinții evangheliști nu sunt doar niște istorici. Ei n-au făcut istorie prin scrierile pe care ni le-au lăsat, ci ei au făcut teologie, adică au arătat lucrurile așa cum ele s-au petrecut din perspectiva aceasta a dragostei și a lucrării lui Dumnezeu în lume. Ne spune Sfânta Evanghelie că Maica Domnului, după ce s-a născut, după ce părinții ei, bătrâni fiind, au avut-o pe ea ca pe un dar de la Dumnezeu, au închinat-o la templu. Și spune Sfântul Grigorie Palama că arhiereul anului acelui, a purtat fiind de Duhul Sfânt, a făcut ceea ce nu se mai pomenise până atunci, și anume a dus-o pe Fecioara Maria în Sfânta Sfintelor, unde nu intra nimeni decât arhiereul și acela numai o dată pe an. Și o duce pe Maica Domnului în Sfânta Sfintelor și Maica Domnului rămâne la templu în ascultare și în rugăciune până la vârsta de 15 ani, când este nevoită să părăsească templul și este încredințată dreptului Iosif. O rudenia sa, mult mai în vârstă fiind acesta, un drept care a fost ales de preoții de la templu ca să o aibă în pază, să o aibă în grijă în continuare pe Maica Domnului. De aceea, dreptul Iosif primește această titulatură de logodnic. Logodnicul era cel care o avea în grijă, o avea în pază pe viitoarea mireasă. Încă nu era mireasă, ci la dreptul Iosif n-avea să-i fie niciodată Maica Domnului mireasă, dar a fost nevoie să o primească dreptul Iosif pentru a se apăra o taină. Ne arată Origen că a fost nevoie ca dreptul Iosif să o ia în casa lui pe Fecioara Maria ca să nu se cunoască taina care se lucra cu ea, ca să nu cunoască diavolul lucrarea aceasta lui Dumnezeu prin Fecioara Maria. De altfel știm din paginile Sfintelor Evanghelii că diavolul apare cu ispitirea sa abia după botezul Domnului, când Ioan îl mărturisește lumii, îl mărturisește tuturor pe Hristos ca fiind mielul lui Dumnezeu, cel ce a venit să ridice păcatul lumii. Până atunci însă, spuneam că Maica Domnului a petrecut mulți ani la templu. Și Sfântul Grigorie Palama, care s-a aplecat în mod special asupra vieții Maicii Domnului, arată că Maica Domnului atât de mult s-a rugat, atât de curată a fost în rugăciunea ei și atât de stăruitoare în rugăciunea pe care a făcut-o către Dumnezeu,
că s-a apropiat atât de mult de dumnezeire, încât prin rugăciunea ei, aproape că putem spune că l-a constrâns pe Dumnezeu să se întrupeze. Atât de curat a fost și atât de înaltă a fost rugăciunea Maicii Domnului, că a reușit prin rugăciunea ei să unească cerul cu pământul. Și ceea ce s-a săvârșit la buna vestire, vestea pe care o aduce Arhanghelul Gavril și pe care o dă Fecioare Maria, este, iubiților, împlinirea acestei dragoste a lui Dumnezeu și împlinirea faptului că Fecioara Maria s-a păzit curată și și-a trăit toată viața ei în rugăciune. Este rugăciunea aceasta a Fecioarei Maria măsura deplinătății rugăciunii. Nu putem să ne rugăm mai mult decât s-a rugat Maica Domnului și nu putem să sperăm de la rugăciunea noastră mai puțin decât ceea ce a reușit Maica Domnului să săvârșească. Dacă avem în Sfânta Evanghelie cuvântul Mântuitorului Hristos care spune de veți avea credință în voi, veți spune muntelui acestuia mută-te și el se va muta. Ei bine, prin rugăciunea Maicii Domnului s-a coborât Dumnezeu și s-a înălțat firea umană până într-atât încât s-a unit în pântecele ei. Maica Domnului este cea care se dăruiește pe sine cu totul lui Dumnezeu. Și nu doar viața, și nu doar mintea, și nu doar timpul, și nu doar preocuparea, și nu doar tinerețea, și nu doar dorințele ei le pune înaintea lui Dumnezeu, ci îi dă lui Dumnezeu carnea ei și sângele ei pentru ca Dumnezeu să le primească. Aceasta este taina care se lucrează cu Maica Domnului. În momentul în care vine Arhanghelul Gavril, se arată Maicii Domnului și îi spune că va lua în pântece, întrebarea Maicii Domnului, cum va fi mie aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat, ne arată nouă faptul că Maica Domnului era conștientă de ceea ce se întâmplă. Nu era în extaz. N-a primit vestea aceasta a bunei vestiri în vis. Maica Domnului ajunsese la o rugăciune și la o intimitate cu Dumnezeu că n-ar fi spus nu bunei vestiri. Ar fi putut buna vestire să se petreacă ca o înștiințare în vis. Ar fi putut buna vestire să se petreacă în răpire, cum spune Sfântul Apostol Pavel. În trup nu știu sau în afară de trup nu știu. Dar lucrurile s-au întâmplat cu Fecioara Maria Aievea, la miezul zilei, pentru ca să vedem și noi și să cunoaștem faptul că lucrarea lui Dumnezeu este reală, este concretă, nu este doar un vis, nu este doar o părere. Dar pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se săvârșească, cât de mult a trebuit să se sfințească Maica Domnului prin rugăciune, prin postul acesta de a se păzi pe ea, de a-și păzi tinerețea, de a-și păzi fecioria, de a-și păzi și privirea, și gândul, și mintea, și inima. În fecioria aceasta a Maicii Domnului, vedem ce anume a căutat Dumnezeu. Moral și duhovnicește, Dumnezeu a căutat desăvârșirea ca să se coboare către om. Material însă, Dumnezeu n-a căutat nimic. N-a cerut nimic, n-a vrut nimic. În cele mai umile condiții s-a întrupat Dumnezeu. Nazaretul în care s-a întâmplat minunea bunei vestiri este un oraș atât de mic, atât de neînsemnat, că nu este pomenit niciodată în Vechiul Testament. Atât de puțin preț au pus
evreii pe acest oraș. Atât de puțin preț a pus Dumnezeu pe lucrurile materiale atunci când a găsit un suflet curat. Pentru că Dumnezeu caută întotdeauna prin cele materiale să ne aducă către El. De aceea și postim. O parte, o imagine a postului nostru este pentru Dumnezeu. Postim de dragul Lui. Postim ca Dumnezeu să vadă râvna noastră, să vadă dragostea noastră, să vadă că renunțăm ceva, la ceva care de altfel este bun, care este bine primit, care ne este folositor. Renunțăm pentru Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să ne găsească la învierea Sa, ațintiți cu mintea și cu trupul către El. Iubiților, vine acest cuvânt, această întrebare a Arhanghelului Mihail: nu te teme, Marie, că ce ai aflat har de la Dumnezeu? Și răspunsul acesta al Maicii Domnului: fie, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și este în această așezare a Maicii Domnului înaintea Arhanghelului Mihail și înaintea lui Dumnezeu un răspuns la ceea ce a făcut Eva în rai. Prin Eva, prin greșeala Evei, a căzut și Adam și a căzut întreg neamul omenesc. Și prin această așezare a Maicii lui Dumnezeu și prin răspunsul pe care ea reușește să-l dea: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Această deschidere desăvârșită pe care o are Maica Domnului către vestea pe care o aduce Arhanghelul Gavril este răspunsul care recuperează starea noastră înaintea lui Dumnezeu. De aceea Eva a primit, după ce a căzut, a primit numele Eva, pentru că era cea care avea să dea viață. Dar nu ea, ci lucrul s-a întâmplat ca o profeție în Maica Domnului, din care ni s-a născut nouă tuturor viața lumii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă prin greșeala protopărinților s-a îndepărtat Dumnezeu de om, l-a izgonit pe om din rai și a pus sabie de foc ca să păzească calea către pomul vieții, prin așezarea și prin răspunsul Fecioarei Maria, ni se deschide nouă iarăși raiul și se reapropie omul de Dumnezeu. Mă gândesc că a trebuit ca Maica Domnului să aibă o mare îndrăzneală duhovnicească și o mare stăpânire de sine să-i spună acest cuvânt îngerului. Ea care s-a păzit întreaga ei viață, ea care toată viața ei a spus nu la toate ispitele, la toate provocările, la toate gândurile, la toate îndemnurile, ea care a spus nu la toate, la care s-a păzit de toate, se dăruiește să fie folosită, să fie în slujba, să fie vasul cel ales, să fie scara pe care să se coboare către noi Dumnezeu. Aceasta este lucrarea Maicii Domnului și taina vieții ei. Și lucrarea aceasta este încă tainică și în cuvintele sfinților evangheliști, dar citim Sfintele Evanghelii și înțelegem duhovnicește taina aceasta care s-a lucrat cu Fecioara Maria. Ne spune tot Sfântul Grigorie Palama că generații după generații s-au sfințit înaintea Maicii Domnului. Au fost din ce în ce mai sfinți. Și rudenia sa Elisabeta era o familie de oameni sfinți, Zaharia și cu Elisabeta, cei care l-au avut
pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și totuși ei, drepți fiind și sfinți, totuși Zaharia, când primește vestea de la înger în templu, nu crede, se răzvrătește, este neîncrezător, nu primește acea veste și spune: până ce nu voi vedea, nu voi crede. Și atunci primește și o pedeapsă: până ce nu se vor întâmpla toate acestea, nu vei vorbi. Deci și aceia, deși erau sfinți, deși erau drepți, încă mai aveau o împotrivire în firea lor. Apoi și Elisabeta s-a tăinuit pe sine vreme de 5 luni de zile. N-a spus nimănui taina aceasta pe care o purta. Părinții Maicii Domnului, cei care au avut-o tot la bătrânețe, tot ca un dar, tot în urma rugăciunii, a dobândit-o pe Maica Domnului, pentru că Maica Domnului n-a fost rodul pântecelui, deși ea a avut părinți, dar părinții ei n-au putut avea copii. Și atunci și ea însăși este rod al rugăciunii. Părinții ei însă nu s-au împotrivit. Părinții ei au primit nașterea ei ca pe un dar al lui Dumnezeu și l-au adus la templu lui Dumnezeu, au închinat-o lui Dumnezeu. Și acum, când Maica Domnului se învrednicește și primește această veste, și singurul lucru concret pe care îl zice Arhanghelul este vestea aceasta că și rudenia sa, Elisabeta, deși în vârstă, a zămislit prunc la bătrânețea ei. Și atunci Maria, după ce se încheie această discuție cu îngerul, lasă toate și fuge în grabă la Elisabeta ca să se încredințeze că ceea ce s-a întâmplat a fost adevărat, că lucrul pe care i s-a întâmplat ei și care a luat cunoștință că s-a întâmplat și cu Elisabeta este un lucru adevărat și că vine de la Dumnezeu. Și acolo se întâmplă această minunată întâlnire a Fecioarei Maria cu Elisabeta, când pruncul, simțind închinăciunea Mariei, saltă pentru prima dată în pântecele Maicii sale. Și Ioan Botezătorul se arată înainte mergător și înainte vestitor al Mântuitorului Hristos, încă din pântecele Maicii sale. Acest fie al Maicii Domnului seamănă foarte mult cu un alt cuvânt fie pe care îl avem păstrat în Scriptura Vechiului Testament. Și anume, spune dreptul Moise la început că a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și pământul era netocmit și gol și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Și a zis Dumnezeu: să fie lumină. Prima coborâre a lui Dumnezeu în creație este prin acest cuvânt: să fie lumină. Și primul cuvânt al Maicii Domnului, când iarăși se unește omul cu Dumnezeu, lumea cu dumnezeirea, este iarăși un fie. Și urmarea acestui fie este că Duhul Sfânt se coboară peste Fecioara Maria. Spunem despre părinții Maicii Domnului, despre drepții Zaharia și Elisabeta, despre Fecioara Maria, încă de mică, că avea Harul lui Dumnezeu asupra ei. Și noi avem Harul lui Dumnezeu de la botez. Și sfinții au avut același har pe care îl avem și noi. Și drepții Vechiului Testament și prorocii, toți avem Harul lui Dumnezeu. Dar ceea ce s-a întâmplat cu Fecioara Maria la Buna Vestire covârșește orice explicație a Harului pe care am dat-o noi, pentru că a fost împărtășirea de însuși Duhul lui Dumnezeu, care s-a pogorât și l-a zămislit în pântecele Maicii Domnului pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și dacă noi credem și mărturisim că lucrul acesta s-a întâmplat, și vedeți timpul, cu 9 luni înainte de nașterea Domnului,
Suntem cu 9 luni înainte de Crăciun. Cu fix 9 luni înainte de 25 decembrie, avem la 25 martie sărbătoarea Bunei Vestiri. Noi întotdeauna trebuie să mărturisim faptul că un prunc își primește viața de la momentul zămislirii lui. Chiar dacă medical el nu se numește încă om, noi știm că acolo este, în pântecele mamei unde s-a zămislit un prunc, este deja lucrarea aceasta a lui Dumnezeu care s-a materializat, care s-a săvârșit, care a luat ființă. Și față de această lucrare a lui Dumnezeu, suntem întotdeauna datori să luăm aminte și să o crotim și să avem grijă să crească pe mai departe. De aceea, întotdeauna, lângă praznicul Bunei Vestiri, ne aducem aminte de această lucrare a lui Dumnezeu, care este nașterea de prunci. Și de aceea avem, iată, mâine după amiază, marșul acesta numit Pentru Viață, care este legat de sărbătoarea aceasta a Bunei Vestiri. Pentru că dacă Dumnezeu ne-a lăsat nouă acest moment prin Sfintele Scripturi, nu ni l-a lăsat degeaba, ci ni l-a lăsat ca să ne înmoaie nouă inimile, ca să vedem și dacă glăsuim împreună cu biserica troparul zilei de astăzi, că astăzi este începutul mântuirii noastre, să ne gândim că începutul fiecărei vieți se face la zămislire și suntem datori față de acest început al vieții. Avem o datorie. Nu e opțională nașterea de prunci odată ce s-a săvârșit zămislirea. Odată ce s-a întâmplat această lucrare a lui Dumnezeu în pântecele unei mame, ea devine purtătoare a lucrării pe care a lăsat-o Dumnezeu să se întâmple în pântecele ei. Și în această condiție, fiecare mamă, ducându-și până la termen sarcina și născând pruncul, se face iarăși părtașă acestei lucrări pe care Dumnezeu a săvârșit-o și în pântecele Fecioarei Maria. Lucrurile care se săvârșesc în Hristos sunt lucruri veșnice. Ele s-au întâmplat în timp în sensul că ni s-au arătat nouă în timp. Noi cei suntem cei care suntem sub timp, nu Dumnezeu. Dumnezeu din veci a rânduit să existe această fecioară și El să se întrupeze. Timpul, plinirea vremii de care vorbește Sfântul Apostol Pavel, este pentru noi. Și plinirea aceasta a vremii trebuie să o vedem și să o înțelegem nu doar la Buna Vestire, ci de fiecare dată cu fiecare dintre noi. De aceea sărbătorim Buna Vestire în fiecare an. De aceea nu avem Buna Vestire doar o dată. Ea s-a întâmplat o dată, dar o povestim iarăși și o sărbătorim în biserică iarăși și iarăși, ca să ne aducem aminte și ca să ne întărim duhovnicește în această credință. Maica Domnului rămâne, prin rugăciunea ei, izvor care îl naște pe Hristos. Și prin Buna Vestire și prin nașterea ei, dar și duhovnicește, în sensul că prin rugăciunea Maicii Domnului ajungem la Hristos. Nu putem ajunge la Mântuitorul Hristos de plin decât prin Maica Domnului. Nu poate să ia ființă în mintea noastră, în conștiința noastră, în inima noastră, în credința noastră, Mântuitorul Hristos, decât prin Maica Domnului. Sfântul Grigorie Palamau așează pe Maica Domnului ca început al rugăciunii, ca izvor de rugăciune, ca temelie, ca piatră unghiulară de la care izvorăsc toate, de la care pleacă toate. Dacă o avem pe Maica Domnului în istorie ca cea care l-a născut cu trupul pe Mântuitorul Hristos,
O avem pe Maica Domnului în icoană ca cea care ni-l arată, ni-l aduce nouă pe Mântuitorul Hristos. Pentru că spuneam și aseară, icoana aceasta pe care o avem noi cu Maica Domnului ținându-l pe pruncul Hristos în brațe și pruncul binecuvântând din brațele Maicii Domnului, nu e o icoană istorică. Maica Domnului nu l-a arătat ea pe Hristos ca fiind Dumnezeu, ci această icoană este o icoană teologică, e o icoană duhovnicească, care ne cheamă pe noi să înțelegem rolul acesta al Maicii Domnului de călăuzitoare către Hristos, rolul Maicii Domnului de rugătoare neîncetată către Hristos pentru noi. Și prin faptul că ea se roagă neîncetat, ne cheamă și pe noi să facem rugăciunea noastră, nu de unii singuri. Nu suntem singuri când începem o rugăciune, ci suntem înainte de toate împreună cu Maica Domnului, cea care s-a rugat cel mai mult și cel mai adânc către Dumnezeu. Și atât de puternică a fost rugăciunea Maicii Domnului, încât a reușit să-i dăruiască lui Dumnezeu, cel care a făcut cerul și pământul, să-i dăruiască un locaș, să-i dăruiască o casă. Maica Domnului este casa lui Dumnezeu, este cea care l-a primit și l-a adus în lume pe Dumnezeu, în felul acesta în care noi să-l vedem, să-l înțelegem și să-l urmăm pe Hristos. Aș vrea să închei cu un fragment dintr-o poezie de Maica Teodosia, Zorica Lațcu, cea care, ca nimeni alta în istoria noastră literară, a vorbit despre Maica Domnului. Maria e în rugă și genele plecate umbresc obrajii palizi. Cu mâini neîntinate, ea răsfoiește cartea cea sfântă în neștire. Icoana ei întreagă e numai strălucire. Veșmântul ei, lumină de lună, cade în cute, cutivul lat de aur, piciorul să-l sărute. Marama ei, țesută din umbrele înserării, îi fâlfâie pe umeri, ușor ca spuma mării. Și ca să încununeze atâta bogăție, în părul ei se joacă un fir de rază vie. Cu mintea, ea petrece în cer și nu se miră când îngerul cel mare, în haină de porfiră, se apropie de dânsa în zbor brăzdând seninul și în dulci cerești miresme o învăluiește crinul. Când îi se înclină în fața slăvită arătare, cu ochii plecați primește fecioara vestea mare. Privind icoana scrisă în umbră și lumină, cu îngerul alături și Duhul meu se închină, aceleia ce în taina zmereniei închisă, s-a dat să fie foaie cuvântului nescrisă. O, tu, care din buze de înger ai primit vestirea că în tine Scriptura s-a împlinit și că prin tine Sfântă va să se mântuiască din rele vechi o lume prin mila cea cerească, Fecioară, dă-ne nouă să auzim vreodată că ruga noastră slabă la cer e ascultată. Că, Doamnă, cel ce-n tine curat s-a zămislit, cu ruga noastră neamul din rău l-a izbăvit. Ca și noi, bucură-te în veci să zicem ție, ca celeia ce plină de har ești, o Marie. Amin.